Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Wingman Hacking. N-am mai postat de ceva timp un episod din această serie. Să mai repostez, să zic așa, să mai postez din nou episoade din această serie, deoarece noi avem Silver 1 pe Wingman, ceea ce este foarte grav. Suntem mai alături de Iliuț, el are Silver 3, zice ceva frate. Dă din cap, Iliuța meu, este mut la această oră târzie. Bă, fraților, hai să facem la acest episod măcar 1000 de like-uri dacă vă ține sulețelul. Am văzut că nu prea mai facem 1000 de like-uri, bă băieți. Fii aici, vrei să arăt o tehnică cum să-i pui pe abonați? La Wingman există overwatch? Da, din păcate există, deci ai grijă cum o dai, futu-ți pistea. Ai grijă cum o dai, eu mă duc direct cu ținta pe el. Plantează repede bomba. Bă, fraților, am văzut că nu prea mai facem 1000 de like-uri, așa că hai să facem 1000 de like-uri, mă, adevărat. Nu vă ține mâna aia să dați like, frate. Așa de slab sunteți, asta e tehnică de aia. O să vezi că o să fac să mortu. O să vezi că asta e metoda de marketing și o să vezi că 100, mamă, o să vezi că 100% o să fac 1000 de like-uri la acest episod. Dacă nu fac 100, ăsta 1000 de like-uri, nu o să pot să-i demonstrez la Ilie că este cel mai tare abonat ai mei. Ăsta avea fake de ăla, derapa cu aia. Să mortu. Da. N-am văzut, poate a avut o lagmă. Că dacă aveau hack, dădeau mult mai obvious. Și da, știți care este scopul acestei, mă rog, acestui canal? Este să ducem măcar un cont de CSGO în global, mă rog, în global pe Wingman și pe competitiv și pe cel mai mare rank și pe Wingman. Adică să avem cel mai mare rank pe toate modurile de joc, ca să vă demonstrez că se poate și cu hack și că nu trebuie neapărat să vă luați ban ca să... Dacă jucați cu hack... Bă, fain, cum glonții dau. Mamă, coaie, gata, ban. Ban. Fii ce-i fac, fii atent ce-i fac, Iliuță, că l-o omor, îl rup. Mă prefac și eu că mă duc pe aici, dar am bomba, așa că o să mă duc în A-side. Pentru că așa se face. Zici tu că l-ai văzut că a derapat? Pe care dintre ei? Nu, mai știu, ori ultimul de la a fugit Ilie. A fugit un pic, a? Da, bă, fraților, aici vorbim chestiuțe. Hai că fiam ce fac la asta, că l-l rup. Am auzit. Hai că mor pe cutia asta și l-aștept aici, băgam ea și pulicica. Dacă te știe, mă știe, băgam ea și... Mamă! A tremurat ținta. A tremurat ținta, ce să-ți iau? Da, asta nu mai la. Păi da, ia AK, frate. Bă, AK am tremurat un pic. A tremurat? XDD. Hai mă că nu, n-am jucat așa obvious. Bă, fraților, ce ziceți, mă, ia spuneți în comentarii, credeți că o să reușim să facem global pe toate și pe Wingman și pe competitiv și nu mai știu, Hunter Fox Elite sau nu Hunter Fox Elite. Nu mai știu cum se numea cel mai bun rank pe Wing ăsta pe Danger Zone, credeți-mă, înainte știam toate rankurile, dar nu mai am treabă așa de mare cu rankurile. Mă doare undeva, adică oricum o să le facem, asta e ideea. Puciți faci orice, mamă, ce mi-a dat ăsta să moară Jaxana. Hai că îi dau un aid așa pe jos. Îl dau un pic slide-ish și bam, te omoară. Mamă, am crezut că te omoară Iliuță, căcata, era șmicheria. Dar nu te duci tu așa hotărât în site, ascundești un pic, hai cum mai verifică, mai pui mie, acum plantează bomba și ce one tap-i dau la asta. Doar un glonț o să auzi. A, băgam iaș. Bravo, Iliuță, bravo. Am vrut și eu să-i dau one tap. N-ai bani de un AVP, să-mi dai și mie. Sau poți să-mi dai acau, că tu ai oricum mai mulți bani decât mine. Eu n-am să-mi iau de toate. Iliuță? Stai un pic. Nu și mie, orice. Orice vrei tu. Mersi, mane. Oh my god, Iliuță, oh, mi-a dat jaguarul meu înapoi. Mi-a dat, am luat jaguarul. Băi, băiete, băi. Mamă, ce m-a speriat ăsta să moară Jaxana. Iliuță, ce... Unde ești, mă? Ia uite-l cu aia, era în baza AFK și a dispărut dintr-o dată. Nu știam ce-o făcut. M-auzi? Da. Opa, l-am văzut în pit. L-am văzut în pit, du-te. Mamă, coaie, te-a rupt în două, ești nebun la cap. Te-a rupt în două, n-ai avut nicio șansă, Iliuță. Nici măcar una. Nici măcar o șansă, frate. Ia ca să nu zici că-s bulangiu. Să poți să-ți iei. De ce mi-ai aruncat înapoi, coaie? Scuze din greșeală. Mamă, m-am speriat, am crezut că nu-l vrei și că ți l-am luat degeaba. Am mai puțit de astea, coaie. Era unul care avea 5.000 de dolari în mes și avea vreo 12.000 și am zis, bă, că-i dau un AK ca să aibă bani și de armură și de restul. Mamă, Iliuță, să moară Jaxana. Ai zis, hai să aibă bani și de restul, coaie. Și am dat AK și omul și-a luat AVP și a rămas fără armură, fără grenade, fără nimic. Doar că a vrut el AVP, băga mea și picioarele. Vedeți, mă, de ce se pierd meciurile, mă? Că sunt tratați de ăștia, gen, ei au 5.000. Și AVP-ul e 4750, știe toată lumea chestia asta. Păi și tu le dai un AK ca să nu fii nesimțit, să aibă și ei bani de armură și de astea. Nu știu. Și băi frate, omul meu și-a luat AVP și a rămas fără bani.
Opa, ai tras prost, prietene, ți-ai băgat jackpot-ul aici, gata, nu mai ai șanse. Spong. Mi-a dat crește SEO, să-i moară Bibi și Tina cu Amadeus și Sabina. Trage de timp, trage de timp runda asta ca să apuc să intru și eu. Sper că nu i-o omoră pe amândoi. Nu i-o omoră, trage de timp, fugi de ei un pic, fugi de ei un pic, să apuc și eu să intru în următoarea rundă. Băgăm ia și puricica în pistă. Cum să ții mă frate crești în halul ăsta? Cum să ții crești? M-auzi bine sau mi s-a modificat sunetul la microfon? Aud. Bun, că mai face fițe CSU și am zis, bă. Deci nu înțeleg de ce mi-am luat crash fără absolut niciun motiv. Deci niciun motiv n-avea CSU să-mi dea crash în momentul ăsta, mă băieți. Nici cel mai mic motiv. Nu l-am supărat cu nimic și mi-a dat crash. Gata, poți să te duci să-i omori. Că am intrat. Mamă, când îți văd poza aia de profil cu aia. Deci uitați-vă și voi ce afacere am făcut cu ei. Poți să mă duc B? Nu, nu. Uitați-vă, băieți. El și-a pus poza retardată cu mine. Și, a, eu n-am poză pe contul ăsta, așa mi-am pus poza retardată cu el, uitați. Ce părere aveți, bă, băieți, ce prieten bun sunt eu cu Ilie. Dă-i one tap, nu te ține one tap cu acau, nu cu digălu. Ah, căcat. Mam. Dă-i cu acau, mă. Gata, e mort. Bă, gamiaș, am crezut că are mai puțin HP. Dă-i one tap cu acau, te rog eu, Ilie, am încredere în forțele tale. Hăț! N-a fost un tap, nu pot să zic, nu. A fost un tap corect. Mai știi cumva pe ce hartă am filmat ultimul challenge? Pe Inferno am filmat ultimul challenge, parcă nu? Tot pe Inferno. Nu mai știu. Ba, tot pe Inferno, că a fost ăla cu armele inamicilor. Și a zis Ilie că nu i s-a părut deloc greu. Deci așa că să ne scrieți la seria aia challenge-uri mai grele, ca să fie grele și pentru Ilie. Pentru mine a fost destul de complicat. Gata, bă, gamea și pici. Mamă, prima rundă pierdută și mă gândeam că o câștigă. Bă, tu ți-ai seama că noi jucăm la Silver 1 și am pierdut o rundă Ilie cu tot cu hack. Aie, frate, suntem slabi. Hai să jucăm la one-tap runda asta cu Deagle-ul, ia-ți Deagle. Nu mă interesează că ai 8, ia-ți Deagle și hai să jucăm la one-tap runda asta. Da, mă, băieți, și ce să vă mai zic, ce ați mai făcut și voi zilele astea? Eu m-am apucat ca disperatul să joc Mafia, am câștigat Mafia 1 și Mafia 2, mă rog, Mafia 1 Definitive Edition, bine, eu am jucat și Mafia 1-le normal. Dar, na, puii mei, sunt un nou lifer și o să mă apuc în seara asta și de Mafia 3. De fapt, cred că de dimineață, că seara asta sunt mor de oboseală și nu știu dacă o să mai apuc să joc mai mult de jumătate de oră. Și spuneți-mi și voi, mă băieți, ce părere aveți de Mafia 3? Pentru că când o să postez eu episodul ăsta, probabil o să fiu deja cu 2 ore de joc în Mafia 3 și știu care are pe Iliuță, nu sunt surd. Și fii atent aici. Urât, i-am dat-o foarte urât. Și spuneți-mi ce părere aveți pentru ăștia care ați câștigat Mafia 3. Spuneți-mi ce părere aveți de Mafia 3, așa de finalul jocului, ca să știu dacă merită să-l joc tot sau doar să mă uit pe YouTube la ending și gata. Știți ce zic, pentru că nu știu, am auzit că Mafia 3 este destul de prost făcut față de Mafia 1 și Mafia 2 și nu știu, am fost așa incert, să zic, nu știam dacă să-l joc, să nu-l joc, să mă apuc, să nu mă apuc. N-am fost un mare fan al seriei Mafia, dar din păcate. Mamă, Iliuță, mamă. Fii atent, tu ești la partajare, tu ești. Bă, gamea și picioarele. Mamă, ce skin cu prezervativ avea ăsta pe cap. Nu cred. Fără mișto, am văzut da, ceva. Da, caracterul lui avea un prezervativ pe cap. Am văzut și eu ceva, dar nu m-am gândit. Ia-ți Deagle și hai la treabă, Iliuță. Hai să te văd. Vreau să joc la one-tap și runda asta. Hai la treabă. Și la prostii toate. Hai la treabă, fetele. Pong! Mamă, ce backtrack, am dat la asta să moară Jaxana. Are omul meu max 10 oceanic. Au vrut băieții să facem cică provocări și pe Wingman, dar nu știu, mă, băieți, mie nu mi se pare deloc funny pe Wingman, adică nu mi se pare ceva foarte greu, mai ales că noi avem Silver. Hai, dacă aveam Supreme global. Mie nu mi se pare funny nici în competitiv. Bă, vezi că în competitivitate e foarte caternică provocările. Bine, nu, na, e mai greu de câștigat, într-adevăr, știu, probabil te gândești, bă, de ce să fac eu ca prostul provocări când pot să câștig meciul. Dar, bă, frate, e funny. Gata, futu-ți gura, mătii, ce-ți fac acum, băgați și pulicica în git. Să fiu nesimțit, Ilie? Mhm. Hai, că uite prezervativul cu aia. Am văzut, dar mie mi-e și cemsul, hai, bă, băi, să vedem dacă am luare în cap. Coaie, să mor tu că n-am luat în cap, fără mișto că n-am luat. Tu ai luat? Nici Ilie n-a luat. Coaie, ce ranking system e ăsta că n-am luat în cap? Bă, dar eu n-aveam ceva ranking system de ăsta șmecher cu wild, nu știu ce. Ce wild, mă? Că ăsta e Wingman, nu e Danger Zone. A, scuze. Bă, eu n-aveam ceva ranking de ăsta șmecher cu wild. Uite, prezervativ, uite-te acum. Da. Scoate tapul, gen. Cum să-l... What the fuck? Coaie, ce skin e ăla? Și are și țigara în gură.
Coi, chiar are prezervativ, eu mă gândeam că te exagerezi tu un pic, dar chiar are prezervativ. Da. Dar chiar e prezervativ. What the fuck, Romania? Bă, vreau și-o skin-ul, o să mă uit după aia cât costă. Cine e asta? Să-l Charlie D'Amelio cu aia? Stai un pic, că-s curios dacă asta e Charlie. A, nu. Le-am arătat-o la știa pe video. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem noi 1000 de like-uri. Nu fiți bulanci, știu că budeți. Și o să joc probabil Wingman și off-camera. Mamă, ce mi s-a întâmplat cu mouse-ul? Mi s-a dus pe al doilea monitor și nu mai pot să-l bag. Aba, pot să-l bag. Nu știu, o să joc și off-camera. Trebuie jucat foarte mult. Cred că pe la vreo 300 de Windows o să am eu global pe contul ăsta. În orice caz o să mai joc și off-camera. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați fraților acolo un like și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Salut, zici tu ceva, frate. Așa, salut.